Procedura de executare silită dă de furca angajaților de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș și nu pentru că personalul nu ar ști ce are de făcut, ci din cauza volumului extrem de mare de lucru, atrage atenția Călin Chilat, șeful AJFP Maramureș. El spune că la ora actuală sunt peste 40.000 de contribuabili persoane fizice înregistrați pe bază de CNP în diferite proceduri de executare silită. Iar numărul angajaților care lucrează în cadrul acestei structuri este de doar 13, astfel fiecărui salariat îi revin peste 3000 de dosare. Sunt în jur de 4.000 de CNP-uri și doar 13 executori fiscali care trebuie să urmărească fiecare cod numeric personal în parte, a subliniat l În primele două luni din acest an, finanțiștii maramureșeni au expediat contribuabililor persoane fizice și juridice peste 2.100 de somații și au dispus peste 2200 de popriri de conturi bancare. Totodată au fost emise șase sechestre de punuri mobile și imobile. Valoarea totală a Creanțelor bugetare ce urmează a fi recuperate prin proceduri de executare silită este de aproape 33 de milioane de lei.